Jurnalele RTT. Știri la fix. Bătrân înjunghiat în gât pe bulevardul Griviței. Victima, în vârstă de 82 de ani, a fost atacată joi seara de un necunoscut care a urmărise pe străduțele din apropiere și care îi ceruse bani. Alături de medicii SMURD, care au ajuns imediat la fața locului, a intervenit și o angajată aflat în timpul liber, care a reușit să afle câteva detalii care i-au salvat victimei viața. Bătrânul este internat la terapie intensivă în stare staționară, iar atacatorul este încă liber, în ciuda eforturilor oamenilor legii de a-i da de urmă. Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Incidentul s-a petrecut în dreptul unui bloc de pe bulevardul Griviței joi după amiaza în jurul orei 18 într-o zonă destul de tranzitată. Victima a dat primele detalii despre agresiune celei care i-a acordat primul ajutor, o angajată SMURD aflată în timpul liber. Eu i-am acordat primul ajutor, ajunsese și echipajul SMURD, am reușit să vorbesc cu dânsul, mi s-a spus că el mi-a relatat că a fost urmărit de undeva de pe Ian Cujianu, că i s-ar fi cerut bani și momentul în care i-a spus că nu avea, dânsul nu avea bani la el, chiar asta mi-a și zis, n-aveam de unde să-i dau. Aici a fost lovit undeva în abdomen, a fost trântit la pământ și apoi a început să-l înjunghe. A fugit. Deocamdată am înțeles că se fac cercetări. Tânăra salvatoare și-a ajutat colegii să stabilizeze victima. Am ajuns în același timp cu echipajul SMURD și am ajutat colegii, am făcut compresii la gât să fac stază, să opresc sângerarea și s-a solicitat echipajul superior, s-a solicitat poliția, pentru că la locul intervenției veniseră doar jandarmii. În încercarea de a-l găsi pe agresor, polițiștii au răscolit zona întreaga noapte, au audiat martori și au ridicat probe. Am fost sesizați cu privire la faptul că un bărbat s-ar afla căzut în stradă și prezentând multiple urme de sângerare. În urma sesizării, colegii noștri din cadrul Serviciului de Investigații Criminale s-au mobilizat, s-au fost constituite echipe pentru verificarea informațiilor. Bărbatul de 82 de ani din municipiul Brașov a fost transportat la spital în stare gravă, unde a primit îngrijiri medicale. Vârstnicii care locuiesc în zonă sunt îngroziți de cele întâmplate și își amintesc că au văzut persoane dubioase prin împrejurimi înainte de producerea agresiunii. Eu l-am văzut că vine dincolo cu bicicleta și mergea așa galeșca. Era tânăr? Era până în... Hai să zic, un 25 de ani până în 30 mai bătrân. Și acum ieri cum era îmbrăcat cu șapca aia și cum mergea pe bicicletă, tot așa ceva intenția avea. Bătrânul este internat în prezent pe secția de terapie intensivă a Spitalului Județean Brașov, iar medicii spun că starea sa este staționară. Polițiștii caută și imagini de pe camerele video din apropiere și au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la omor. Dosarul este instrumentat sub supravegherea unui procuror de la parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov. Tânăr de 19 ani, electrocutat pe un vagon al unui tren de marfă. Vă avertizăm că urmează detalii și imagini cu puternic impact emoțional. Incidentul s-a produs în jurul orei 14 în zona străzii Octavian Goga din cartierul Tractorul. Adolescentul se urcase pe o cisternă din componența trenului de marfă care staționa înainte de intrarea în gara Brașov, cel mai probabil în încercarea de a traversa calea ferată. Martorii care au asistat îngroziți la tragedie spun că tânărul a trecut prin chinuri groaznice după ce s-a electrocutat. Victima a urlat de durere minute în șir până și-a pierdut cunoștința, iar din trup ieșea fum. Pentru a permite accesul și intervenția organelor abilitate ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Procuratorii, a fost întreruptă temporar alimentarea cu energie electrică a liniei de contact Brașov-Predeal și Brașov-Stupini. Medicii de la SMURD i-au acordat primul ajutor la fața locului tânărului care prezenta arsuri serioase și pe care l-au transportat la spital. Douăzeci de mii de locuitori din cartierele Noua și Dârste sunt puși pe drumuri după ce singurul oficiu poștal din zonă a fost închis. Oamenii sunt nemulțumiți că trebuie să meargă până la oficiul din Răcădău, unde nu pot ajunge cu un mijloc de transport direct. Beneficiarii reclamă și faptul că, deși primesc pensiile pe card, tot trebuie să se ducă la poștă să-și ridice taloanele. Brașovenii care stau în Noua și Dârste și care au nevoie de servicii poștale găsesc, de 10 zile încoace, lacătul pe ușa oficiului de pe strada Prunului. Era ultimul din cele trei oficii care funcționau în Noua imediat după Revoluție. De 3 săptămâni este închis. Da, și acum trebuie să mergem pe Răcădău după un plic sau după cupoale de pensie. Nu. Departe pentru dumneavoastră și foarte departe, dar cum să nu? Sunt oameni bolnavi, bătrâni, pensionari, cu servici și acolo e aglomerat. E foarte aglomerat, să știți. Am stat, 3 sferturi de oră am stat la coadă pe Răcădău. Lumea nervoasă. Au anunțat din timp, a știut? Nu, n-am știut. Numai deodată scrie pe ușă, angajăm personal. Și ar trebui să fie o poștă, că sunt mulți care nu pot să meargă, sunt bolnavi, sunt oameni necăjiți și n-ar strica. Oamenii se plâng și că, deși primesc pensiile pe card, sunt nevoiți să vină lunar la poștă pentru a-și ridica taloanele. Nu știm că nu ne-a anunțat nimeni că se închide. Deodată ne-am trezit
s-a afiș pe ușă că s-a mutat pe răcădău. E departe pentru dumneavoastră? Ies două autobuze de schimbat. Majoritatea în cartier sunt pensionari, că au lucrat prin steagă, prin tractorul și asta. Și mai ales cu poanele de pensii trebuie să venim la poștă să le luăm, că nu le aduci poștașul. Deși banii încasați pe card, nu? Banii pe card, da. O anomalie, dacă nu ridicați cuponul, ce se întâmplă? Păi dacă nu ridici de două ori, îți blochează pensia. Eu sunt nemulțumită din cauza la cuponele de pensie. Eu când au trebuit ca să scot abonamentul, deci te duci la poșta mare. Ca să iau de acolo cuponul. Eu la poșta mare nu pot să mă duc. Taci din gură. Eu la poșta mare nu pot să mă duc. Eu sunt departe, dar sunt bătrână și cu asta basta. Și după aia îmi vine pachete din Italia. Îmi vin pachetele aici, că am copii acolo. Îmi vin aici. Îi vine cuponul lui bărbatul meu de acolo din Italia, care pensie de acolo. Nu ni se dă acasă. Situația a fost semnalată și de către consilierii locali PNL. Este o problemă gravă pe care o au brașovenii din cartierul Noua Dârste, practic din trei oficii poștale care existau în acest cartier. Astăzi nu mai există niciunul. Îi vom sprijini, vom face demersuri la instituția prefectului, cât și la directorul poștei române, care trebuie să înțeleagă că desfășoară un serviciu public și trebuie să reînființeze oficiul poștal din cartierul Noua Dârste. Reprezentanții Poștei Române au răspuns știrilor RTT că situația înregistrată la oficiul din Noua este temporară. Activitatea ghișeului a fost suspendată în 2 iulie odată cu demisia oficiantului și va fi reluată în momentul în care postul va fi ocupat. Angajații poștei mai spun că taloanele de pensie nu pot fi înmânate decât titularului sub semnătură, deoarece conțin date cu caracter personal. Accident cu 7 victime pe podul de la Predeal din cauza unei depășiri neregulamentare. Mașina lovită de șoferul vinovat a fost proiectată într-un alt autoturism. A durat mai bine 2 ore până când cele 3 mașini avariate au fost îndepărtate de pe șosea și traficul a putut fi reluat. Accidentul s-a produs pe podul din imediat apropierea intersecției drumului național 1 cu DN73A. Un bărbat de 41 de ani din județul Mureș, care a condus un autoturism pe DN1, dinspre Predeal spre București, la kilometru 180 plus 400 de metri, pe podul din imediata apropiere a intersecției dintre DN1 și DN73A, s-a angajat în efectuarea unei depășiri și a intrat în coliziune cu un autoturism care circula regulamentar din sens opus. Autoturismul lovit a fost proiectat în vehiculul care circula în urma sa. Conducătorul auto de 41 de ani și 2 minore pasageri în mașina condusă de el de 13 și 16 ani au suferit vătămări și au fost transportate la spital. Alte 2 femei, fiecare pasager în unul din cele 2 vehicule implicate în coliziune, au suferit vătămări și au avut nevoie de îngrijiri medicale. Numărul total al victimelor a fost 7, 2 minori și 5 adulți. Niciunul dintre conducătorii auto nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Traficul a fost blocat complet timp de o oră pentru cercetarea la fața locului și eliberarea părții carosabile. Și nota de plată a inundațiilor a intrat la apă. Instituția prefectului județului Brașov a constatat inițial că inundațiile din perioada iunie-iulie în județ au produs pagube de 10,5 milioane de lei. Brașovul trebuie să trimite însă la București un nou proiect de hotărâre de guvern după ce s-a constatat că anumite obiective afectate au sursă dublă de finanțare. Din evaluarea trimisă inițial la guvern lipsesc podurile de la Comâna și Budila. Podul de la Comâna, luat de apă în data de 1 iulie, intră pe un alt proiect de hotărâre de guvern pentru o investiție de peste 22,5 milioane de lei. Acest pod trebuie reconstruit, e vorba de o valoare destul de mare, chiar foarte mare, aproximativ 4 milioane de euro, drept pentru care am făcut un proiect de hotărâre de guvern distinct. La acest proiect de hotărâre de guvern a trebuit să atașăm toate studiile de fezabilitate și proiectele tehnice la care noi lucrăm începând din primăvara acestui an, când am avut primul episod de cod roșu la inundații. Podul de la Budila, în schimb, nu intră în competența autorităților brașovene. Podul de la Budila trebuie expertizat, iar lucrurile acestea vor trebui făcute de către administratorii acestui pod, care sunt căile ferate române prin Ministerul Transporturilor. Brașovul trebuie să trimită acum la București un nou proiect de hotărâre de guvern, pentru că cifrele care exprimă pagubele produse au suferit modificări. A trebuit să-l refacem în cursul zilei de astăzi și îl retransmitem luni dimineața, pentru că au fost obiective la care noi am făcut referire și care obligatoriu trebuie finanțate,
care au o dublă finanțare. Deci acele, parte din acele obiective mai au și altă sursă de finanțare, de exemplu PNDL-ul, Proiectul Național. Evaluarea s-a făcut în 8 zone vulnerabile din județ, afectate de ploile de la sfârșitul lunii iunie. Cele mai afectate localități sunt Vama Buzăului, Zărnești, Poiana Mărului, Săcele și Tărlungeni. În evaluare au fost cuprinse poduri rutiere, drumuri comunale, drumuri județene, drumuri forestiere și o porțiune de drum național. Aproape 5.000 de candidați s-au înscris deja la cele 18 facultăți ale Universității Transilvania. Sunt însă diferențe mari în privința preferințelor. Dacă la programul psihologie sunt 10 candidați pe loc bugetat, la ingineria lemnului nu s-au ocupat nici măcar jumătate din cele 85 de locuri bugetate. Înscrieri se mai pot face sâmbătă. Cele mai multe dosare au fost depuse la inginerie electrică și știința calculatoarelor 666, științe economice 651 și matematică informatică 545. Pe programe de studii sunt 10 candidați pe un loc bugetat la psihologie, 7 la comunicare și relații publice și tot 7 la drept. La psihologie este coadă la înscriere atât pentru programele de licență cât și la cele de master. Pentru a putea avea un viitor în a ajuta oamenii și în general cei care mi-au fost alături și pe care nu i-am putut ajuta, acum să am ocazia să-i și ajut profesional. Sunt din Bacău, am venit aici acum 3 ani, când m-am înscris la psihologie științele educației, specializarea psihologie. Acum mă scriu la master pe psihologia muncii și organizațională. Alături de candidați, prin emoțiile înscrierii la facultate trec și părinții. Locuiesc în Brașov, dar muncesc în Anglia și am de acum să ne susținem fata, să o înscriem la facultate și sperăm că va intra. A luat o medie foarte bună, 8.64 la BAC. Sperăm că intre. La Facultatea de Psihologie și Științele Educației, cel mai tentant program de licență este psihologia. La psihologie licență zi, până acum sunt înscriși 278 de candidați pe un total de 100 de locuri, dintre care bugetate 25, deci am depășit 10 candidați pe loc. Concurență mare era în alți ani și la Facultatea de Medicină, unde se intră cu examen. Deocamdată însă, numărul celor care s-au înscris este dificil de stabilit. Față de anii anteriori, avem o situație deosebită la medicină, în sensul că înscrierea se face în două etape. În prima etapă, candidații se înscriu online și apoi se validează dosarele, de aceea în acest moment nu avem cifrele finale de înscriere la medicină. Înscrierile la Universitatea Transilvania continuă și sâmbătă. Andra, Delia, Horia Brenciu, Loredana. Sunt câțiva dintre artiștii români care vor cânta pe scena din Piața Sfatului în perioada 29 august-2 septembrie la ediția din acest an a Cerbului de Aur. Numele artiștilor străini rămân deocamdată secrete. Unele dintre vedetele românești care vor susține recitaluri au deja experiența festivalului. Andra a fost premiată la ediția din 2005, Horia Brenciu a urcat pe scena Cerbului de Aur în 2008, iar Loredana a avut 3 apariții de-a lungul timpului. Celelalte nume de pe afișul festivalului, Delia, The Motans, Carla's Dreams, The Humans, reprezentanții României la Eurovision 2018 și saxofonistul Flavius Teodosiu, vor debuta în acest an la Cerbul de Aur. 111 artiști din 22 de țări candidează pentru un loc în concursul de interpretare, dotat cu premii totale de 65.000 de euro. În următoarele 7 zile, membrii juriului vor alege cel mult 15 concurenți, iar la final vom afla numele artiștilor care vor lupta pentru marele trofeu. La 50 de ani de la prima ediție, Cerbul de Aur, dedicat centenarului Marii Uniri, va avea o desfășurare de gală, mai promit organizatorii. Municipalitatea Brașoveană a anunțat că în curând vor începe lucrările de racordare a rețelei electrice din Piața Sfatului la transformatorul de la Biblioteca Județeană. Pe strada Mureșenilor, pe partea stângă, va fi îngropat un cablu care va asigura alimentarea echipamentelor folosite la Cerbul de Aur. Lucrările trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august. Este nevoie de măsuri urgente pentru a elibera albia râului Tărlung. Podul prăbușit de la Budila se poate transforma într-un dig, iar locuitorii din zonă riscă să fie în pericol din nou, avertizează reprezentanții Uniunii Salvați România, care cer autorităților să ia măsuri cât mai rapid. Pe 30 iunie, podul de cale ferată de peste Tărlung de la Budila a fost rupt de apele învolburate. Membrii USR susțin că în zona există încă un risc pentru populație, având în vedere că pilonii podului blochează parțial apa râului, iar unul dintre maluri este grav afectat. Cred că cel mai mare pericol în momentul acesta este acel aproape baraj care s-a format urmarea căderii podului. Lucrul acesta l-am semnalat, am fost pe teren în primul rând, să evaluăm, să zicem,
persoanele aflate în cea mai expusă zonă. Ne-am întâlnit, am discutat, am fost și pe la primăria din Budila. Cert este că am semnalat trei lucruri extrem de urgente: intervenția în zona respectivă, consolidarea malului în așa fel încât oamenii ăia să nu mai fie atât de expuși, sau relocarea lor, ar trebui să fie o soluție, și în primul rând extragerea de acolo, probabil că va trebui cu un exploziv să fărmițeze acele mari bucăți de beton, în așa fel încât albia râului să fie curățată. Membrii USR spun că au discutat cu localnicii și cu reprezentanții primăriei Budila și au înaintat toate problemele constatate instituției prefectului.